Bună ziua, onorată asistență, doamnelor și domnilor, în prezența excelenței sale, doamna Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, și a prim-ministrului Florin Câțu, premierul României, are loc ceremonia de semnare a acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a titlurilor științifice. Din partea Guvernului României semnează domnul Sorin Mihai Câmpeanu, iar din partea Guvernului Republicii Moldova semnează domnul Anatolie Topală, ministrul Educației și Cercetării. Onorată asistență, ceremonia a luat sfârșit. Vă mulțumim pentru participare.